Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. O nouă promoție a depus jurământul la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Alegeri la PNL Târgu Ocna. Incendiu la o biserică de lemn din Bacău, construită în 1800. Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, jur să respect legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sunt cuvintele care s-au auzit rostite cu putere și credință pe platoul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, joi 27 octombrie, de către elevii școlii. Un mesaj de încurajare și de susținere a celor care au ales să urmeze cursurile Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a transmis și primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru. Încă o pagină care se scrie frumos la Târgu Ocna. Acești 200 de tineri astăzi au depus jurământul de credință față de drapelul României, de România. Este un moment emoționant și un moment onorabil pentru comunitatea noastră, pentru existența orașului nostru, pentru că aceste instituții de elită ale Ministerului de Justiție își află și își desfășoară activitatea aici în Târgu Ocna. Ne onorează în primul rând prezența conducerii acestor instituții, ne onorează profesionalismul cadrelor care își desfășoară activitatea aici și timp de un an de zile acești copii vor pleca cu niște cunoștințe mult îmbogățite și cu o profesie și ne onorează faptul că în industria aceasta de dezvoltare a turismului se contribuie foarte mult. Vreau să vă spun că astăzi sau în aceste zile niciun loc de cazare nu se găsește în zonă, pentru că părinții, apropiații, aparținătorii și prietenile și toți cei cunoscuți acestor tineri frumoși și din România, dar și din Republica Moldova, au venit și s-au cazat la Târgu Ocna. Odată ce ai venit și descoperi Târgu Ocna, cu siguranță vor reveni. Și acest lucru este un lucru important pentru comunitatea noastră. Am discutat cu o parte din tineri, au venit din toată România, așa cum frumos a spus dumneavoastră în discursul de întâmpinare, ca să zicem așa, oameni care poate n-au cunoscut Târgu Ocna, dar acum au oportunitatea. Absolut, așa este, pentru că știm cu toții că acești tineri vin din școală sau vin din, după o perioadă când au terminat învățământul liceal și iată că vor descoperi o comunitate, un mic orășel de provincie, un orășel pe Valea Trotușului, un orășel încărcat de istorie, un orășel încărcat de frumos și acest lucru va face ca ei să plece cu o parte din energia orașului. Felicitări încă. Mulțumesc. Noi ne-am făcut doar datoria, participăm la toate evenimentele, ne onorează instituția aceasta, Școala Națională de Pregătire a Agenților, participă la toate evenimentele comunității, ne însoțesc mereu la ceea ce comunitatea traversează și când au fost momente fericite și când au fost momente mai triste, atunci când am avut evenimente neplăcute în oraș, au venit și au pus mâna ca și voluntari pentru a rezolva acele situații. Și eu trebuie să mulțumesc și pe această cale. Numărul elevilor care au ales o carieră în sistemul penitenciar din România a crescut considerabil, fapt confirmat chiar de către directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna. Mai multe aflăm în minutele următoare. A fost astăzi un moment emoționant pentru toată lumea, pentru noi cei prezenți, pentru părinții care au venit din toată țara, dar cred că și pentru cadrele Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna. Da, așa este, un moment emoționant. Cred că mai emoționant a fost pentru cei care au prins acest tip de eveniment și înainte de 2004, atunci când această tradiție era repetată în fiecare an. Astăzi, practic, reluăm această tradiție. Am avut noroc și de o vreme superbă și ne-am bucurat și de prezența familiilor și a oaspeților noștri. Și, într-adevăr, cred că emoția pe care au trăit-o elevii noștri le va da oarece energie în plus așa să reziste pe timpul unui an de pregătire care este destul de intens și solicitant pentru ei. Am văzut aici părinții erau cu lacrimi în ochi să-și vadă pruncii, acum adulți, oameni mari, așa aici în față defilând. A fost ceva unic, cred că pentru ei și pentru memoria lor va rămâne un moment unic toată viața. Da, sunt convins de asta pentru că și noi am observat o schimbare a lor în cele 3 săptămâni de pregătire.
Am observat cât de mult au crescut, cât de repede s-au maturizat și au intrat în ritmul pe care noi l-am impus aici în pregătire. Și astăzi, într-adevăr, au arătat excepțional, foarte bine pregătiți, foarte, cu atitudine foarte frumoasă și cred că i-au făcut pe părinții lor nu doar să fie emoționați, ci să fie și mândri de ei. Câți elevi sunt anul acesta? Câți au depus jurământul? Avem promoție de 275 de elevi, din care 5 elevi sunt de Republica Moldova. Ei nu au depus jurământul astăzi pentru că e jurământul militar față de România, dar 60 dintre elevi sunt școlarizați la structura de învățământ de la Arad și ei vor depune jurământul pe 3 noiembrie, adică săptămâna viitoare, la Arad. A crescut numărul sau sunt mai mulți? Nu știu de ce am sentimentul acesta. Da, avem câțiva ani de când funcționăm și cu secția școlii la Arad, acolo unde școlarizăm în fiecare an 60 de elevi și de ceva ani avem cifra de școlarizare mărită de la 200 cât aveam până acum la 275 anul acesta. Felicitări și ce să zicem, cu ce gânduri pornesc acești tineri sau porniți și dumneavoastră la drum? În primul rând, noi pornim cu mare încredere în ei, pentru că am fost plăcut surprinși să avem în fața noastră și în băncile școlii o promoție excepțională și nu sunt doar vorbe goale, chiar sunt niște tineri deosebiți, pentru că sunt foarte dedicați, foarte serioși, foarte determinați în ceea ce au de făcut, foarte ascultători și, surprinzător, foarte încântați de ceea ce le se întâmplă în fiecare zi. Felicitări și ce să zicem, spor la treabă de acum! Vă mulțumim și vă mai așteptăm și la celelalte evenimente pe care le organizează școala. Vă mulțumim! Emoționați din calea afară au fost și părinții care au venit să asiste la ceremonia de depunere a jurământului. De unde sunteți? Din județul Olt. Wow, ați făcut un pic de drum până la Târgu. Da. Ați venit să vedeți cum depune copilul jurământul? Da. Băiatul. Băiat, am înțeles. Aveți emoții? Foarte mari. Cred că mai mari pentru el? Mai mari. Ok, cum vi se pare Târgu? Foarte frumos, un oraș micuț, dar drăguț. A fost prima opțiune a copilului să vină aici? Da. Felicitări! Mulțumim! Sunteți? Bună ziua, de la Dăbuleni, de la Călăuși. Wow! Ați făcut un pic de drum? Da, ceva kilometri. Cum a fost drumul? Bine, am venit aseară, nu era așa aglomerat. Am înțeles. Și ați venit să asistați la depunerea jurământului? Da, mă așteptam mult. E la băiat? La băiat. La băiat, da. Aveți emoții? Sigur. Ce doriți pentru el? Tot ce e mai bun. Ca orice părinte, nu? De unde ești? Bună ziua, din Brăila. Wow, ce cauți aici? Am venit pentru fratele meu să asist la jurământ. Am înțeles. Și ai emoții? Un pic. Da? Da. Ești mai mică sau mai mare? Sunt mai mică, mai mică. Așa. Și să înțeleg că te gândești și tu să vii tot aici? Nu, nu, nu. Eu am un alt plan. Okay. Și-a dorit din prima? Da, da, a vrut din prima și a și reușit. A avut noroc. Da, eu cred că în spate e multă învățătură. Da, chiar este. S-a pregătit intens? Da, da. I-a fost frică mai mult la ce probă? Sincer, nu sunt sigură, dar a fost destul de bazat pe el, chiar dacă a avut multe emoții. Mulțumesc! Cu speranțe și planuri ambițioase de viitor, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna au pornit în această carieră. Emoționată și nerăbdătoare să parcurg parcursul, da, școala și să ne vedem la absolvire. Cu ce gânduri? A fost greu admiterea? Cu ce gânduri pornești la drum? A fost mult de muncă. Și dacă muncești, reușești. Trebuie să crezi în ceea ce faci. Un îndemn pentru cei care urmăresc să vină la această școală de pregătire a agenților de penitenciar? Să creadă în ei însuși, în visul lor și dacă ei cred în ei însuși, o să reușească. De unde ești? Din Gorj, din Târgu Jiu, mai exact. Oh, e departe până la Târgu Ocna. Da, cam 8 ore. Dar a meritat, ai venit singură sau cu cine? A meritat, am venit cu prietenii mei, cu care am și intrat aici, acum sunt cu familia. Cu ce gânduri? Cât de greu a fost admiterea? Admiterea a fost destul de dificilă, dar ne-am descurcat, am făcut față cu brio, iar cu gânduri pentru viitor cât mai bune, să fie cât mai bine. Un îndemn pentru cei care urmăresc să vină să-și urmeze visul, dacă visul lor e să fie agent de penitenciar. Da, dacă vă place ceea ce se practică aici, să fie agent de penitenciar, dacă vă place cu adevărat, eu vă sugerez să veniți cu încredere, e foarte frumos. De unde ești? Sunt din București. Cum te-ai hotărât pentru Târgu Ocna, pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar? Mi-am dorit să fiu într-un sistem singur, să am un job stabil la stat. Am înțeles. Pentru viitorul familiei mele, că sunt și pentru tine, implicit. Bineînțeles, da, sigur. A fost grea admiterea?
Nu, m-am pregătit foarte bine înainte și mi s-a părut, ok. Un mesaj pentru cei care urmăresc să-și urmeze visul, dacă visul lor e să fie agent de penitenciar. Ce le transmiți? Să se pregătească foarte bine și să vină cu toată încrederea că aici sunt profesori foarte buni și o să fim pregătiți foarte bine. Pentru... Mulțumesc! De unde ești? Din Târgu Jiu. Wow, distanță mare! Da, este distanță. Am văzut aici, mai sunt mai mulți din Târgu Jiu veniți. Da, sunt din toate părțile ale României. Ok, visul tău e să fii agent de penitenciar? Visul meu este de foarte mult timp să ajung agent de penitenciar. Am mai încercat, dar nu a fost să fie. Acum, a fost grea admiterea? A fost grea, dar... Ai reușit? Da, am reușit într-un final. Un mesaj pentru cei care urmăresc, dacă visul lor e să vină, să devină agent de penitenciar, ce le transmit? Le transmit să persevereze, da, și să fie, să aibă încredere în ei că vor reuși și că să-și dorească acest lucru foarte mult. Bogdana Babe este noul președinte al filialei Partidului Național Liberal Târgu Ocna. Organizația locală PNL Târgu Ocna l-a ales în funcția de președinte pe Bogdan Babe, cel care a fost la doar 44 de voturi să câștige primăria Târgu Ocna în 2020. La eveniment a fost prezentă și conducerea filialei județene. Președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Fechet, spune că Bogdan Babe va fi cu siguranță noul primar în 2024 și că actuala administrație locală va fi sancționată de cetățeni pentru neîndeplinirea promisiunilor față de alegători. Alegerea nu este doar pentru președintele filialei, ci și pentru viitorul primar al orașului. O spun cu toată asumarea, Bogdan va deveni câștigătorul alegerilor locale din 2024 din Târgu Ocna. Bogdan Babe s-a alăturat acum câteva luni echipei liberale pentru că viziunile noastre coincideau. Oamenii din Târgu Ocna merită o altfel de administrație, o administrație orientată către cetățeni și către dezvoltarea orașului. Din păcate, Târgu Ocna, un oraș cu mare potențial, stă pe loc din cauza unei administrații care lasă mult de dorit. Noi o știm, cetățenii o știu și acest lucru se va vedea la vot în 2024. Bogdan e omul care știe foarte bine problemele cu care se confruntă oamenii de aici, chiar de la ei și, mai important, e omul care știe cum să le rezolve. Va avea tot sprijinul meu al filialei județene și al conducerii centrale pentru proiectele de modernizare a localității, a declarat Mircea Fechet. Noul președinte al filialei liberale din Târgu Ocna a spus în discursul său că la Târgu Ocna avem un monument al celor care s-au jertfit pentru libertate și unitate. Pe acesta scrie, spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Asta îmi doresc și eu să am un răspuns la acest îndemn. Eu cred cu tărie că oriunde, dar poate mai ales în viața politică, oamenii fac diferența. Am pierdut în 2020 la doar câteva voturi și asta m-a obligat să fac o analiză. Această analiză m-a adus astăzi aici. Obiectivul meu este ca în 2024 să câștigăm primăria și majoritatea în Consiliul Local, a spus Bogdan Babei. Plin de înțelepciune politică, distinsul profesor Vasile Pavel, vechi membru al filialei liberale din Târgu Ocna, la cei 77 de ani ai săi, a fost prezent la eveniment și le-a predat o adevărată lecție de istorie liberală și locală. Susținerea pentru noul președinte al organizației locale se vede și din prezența liderilor PNL Bacău la conferința de alegeri. Astfel, la eveniment, pe lângă președintele filialei județene Mircea Fechet și primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, primarul din Slănic Moldova, Gheorghe Bacea, mai fost prezent și primarul din Comănești, Viorel Miron, secretarul de stat Tudorița Lungu, senatorul Daniel Fenechiu, deputatul Cătălina Ciofu, secretarul general al PNL Bacău Claudiu Năstase și subprefecții județului Bacău Narcis Jitaru și Gabriel Lupu, viceprimarul Bacăului Liviu Miroșanu, dar și alți liberali din filială. Astfel, președinte a fost ales Bogdan Babei, vicepreședinți sunt Antohe Carmen, Aparaschivei Robert, Breabăn Ionuț, Cibotaru Ciprian, Dragomir Raimond, Mărcuță Cezar, Munteanu Dragoș, Rusu Mihai. Incendiul la o biserică de lemn din Bacău, construită în 1800. Trei echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Un incendiu a cuprins vineri, 28 octombrie, biserica de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din satul Mărești, comuna Filipeni, a declarat purtătorul de cuvânt Alisu Bacău. În cursul acestei dimineți, pompierii băcăoane au fost solicitați să intervină în comuna Filipeni, sat Mărăști, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la biserica din localitate. La sosirea forțelor de intervenție, arderea se manifesta generalizat cu flacără deschisă și degajări de fum pe o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați biserică și aproximativ 16 metri pătrați clopotniță.
În jurul orei 11, incendiul a fost lichidat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. La fața locului au intervenit 3 autospeciale de primă intervenție și comandă, 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și o ambulanță smurt. În prezent se lucrează la măsuri complementare, urmând a fi stabilită cauza probabilă de producere a incendiului. Proiectul de alimentare cu apă în comuna Mănăstirea Cașin are șansa de a fi depus din nou și de a fi finanțat. Despre aceasta s-a discutat amplu în cadrul ședinței de Consiliul Local. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. La punctul 4 asta le introducem astăzi, deoarece ieri am fost la Ministerul Dezvoltării, mai avem de făcut niște clarificări pe apă, vi le voi explica, este vorba de proiectul de apă, avem din nou platforma deschisă cât să ne putem introduce aceste clarificări, că sunt mai multe, dar noi acum trebuie să aprobăm studiul de fezabilitate actualizat al indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții alimentare cu apa localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, sursa de apă de suprafață, aducțiune și extracție de tratare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Nu s-a modificat nimic, au intervenit, deci sumele sunt aceleași. Valoarea totală a devizului general, valoarea pe care am primit-o de la bugetul de stat și valoarea pe care noi am aprobat-o prin bugetul local. De intervenit, am intervenit în structura deliciului dintr-o eroare a proiectantului. Practic a fost acolo. Și nu numai o singură eroare, inclusiv anexa 2-2A, care pregătește tot proiectantul, nu a fost împrumită așa cum ar fi trebuit. Astăzi, dimineața, am fost la Bacău, am stat cu proiectantul până... Nu m-am pic, lăsați-le Dumnezeului de urmă. Am intervenit asupra acestor documente, așa că vă cer astăzi să aprobați introducerea pe ordinea de zi, inclusiv pentru proiectul de apă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă localităților aparținătoare Comunei Mănăstirea Cașin, surse de apă suprafață, aducțiune și extracție de tratare, aprobat pentru finanțare prin PDI Angel Salini, precum și asumere prezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Nu mai fost până la asta. Dar de când? Mă gândeam că memoria joacă festă. Nu vă joacă nicio festă. Foarte mult să vă imaginați că dacă ai trimis niște hârtie, ești ca așa aprobat. Nu e așa. Deci în momentul în care ne-au aprobat proiectul alimentare cu apă pentru sursa de apă, stație de tratare și aducțiune, eram doar pe o ordonanță de guvern care urmează să ne finanțeze. Nu înseamnă că te-aș fi finanțat. Observ că pe rețele de socializare, faptul că nu realizează cineva că de la a fi pe o hotărâre de guvern și până a ajunge de a semna un contract de finanțare, e cale lungă. 2. Am avut probleme... Vreau să fac o paranteză, vă explicam, vreau să în campania electorală, doamnă, zic, e foarte stufoasă metodologia de a ajunge de a termina un proiect. Și mi-a zis, ați ajuns la convingerea și dumneavoastră, cât e de stufoasă. Dar eu știam asta ca program de investițiilor. Deci asta nu e vorba că nu știam. Deci e foarte stufoasă. Nu știu de ce statul român tot așa ne bagă piedici și nu ne lasă. Ca să nu se strecoare greșeli, normal. Practic, în momentul în care ne-am găsit pe acea platformă Angel Salini, cu adresa că suntem prinși în hotărârea de guvern, ne s-au impus o serie de documente să încărcăm electronic acolo. Noi am încărcat la momentul acela tot ce aveam. Avem și noi o problemă pe care va trebui să ne o asumăm și probabil că va ajunge și la urechile dumneavoastră. Am avut o problemă la compartimentul urbanism în ceea ce privește autorizația de construire,
Și da, e reală că am avut acolo probleme cu autorizația de construire. Noi am încărcat ceea ce aveam la momentul august. Am primit clarificări între timp. Aia nu-i bună, aia mai trebuie în plus, aia mai trebuie în plus. Am încărcat din nou, am stat la Consiliul Județean o lună să scoatem altă autorizație de construire. Am reușit și asta. Și săptămâna trecută am încărcat din nou în platformă tot ceea ce era pe lista de clarificări. Nu vă spun faptul că între timp mai aveam încă niște scăpări. Ieri am fost la București, la Ministerul Dezvoltării. Scăpări care nu țin de angajații primăriei. Erau scăpări, de exemplu, la genul proiectant. Deci, inclusiv de vizion a fost făcut bine de către proiectantul care ne-a făcut devize, da? Fiind la fața locului, am realizat unde a greșit proiectantul. Inclusiv pe anexa 2-2-a, care noi am mai aprobat-o exact când aduceți aminte dumneavoastră, domnul Chelan, și care proiectantul ne-a făcut o greșită. Și pe asta. Astăzi de dimineață am fost la proiectant, am modificat devizul. Nu s-a modificat valoarea investiției noastre. Este în continuare 8.911.957. În continuare, la bugetul de stat primim 8.703.707 și, în continuare, la bugetul local, vom putea suporta noi cei 208.250. Cofinanțarea mea aceeași. Noi am intervenit asupra structurii devizului. Cea mai importantă chestiune era la proiectul tehnic. Proiect tehnic care a fost plătit în 2019. Și care, statul român nu se mai dă bani pe el. Ce ai cheltuit, e bun cheltuit. Ei, a trebuit să scoatem de acolo sumele acelea și vin tot ca și cheltuială pe bugetul local. Dar noi multe de aici le avem plătite. Adică tot ce înseamnă documentație. Începând cu studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, le avem plătite. Sunt cheltuielile acestea pe care se găsesc aici în 208.000, da? Am refăcut acest deviz, am refăcut această anexă, am semnat-o, am încărcat-o electronic, dar trebuie să încarc că a fost aprobat din nou acest deviz astăzi, pe care vi l-am prezentat. Nu s-a modificat absolut nimic, doar în structura lui. Punem la vot, este pentru. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 1 noiembrie, cerul va fi parțial senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 21 de grade Celsius, minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius. Miercuri, 2 noiembrie, cerul va fi parțial înnorat, cu maxima zilei ce va ajunge până la valori de 22, chiar 23 de grade Celsius, noaptea minima coboară însă până la valori de 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.